CS Mioveni este gata de luptă pentru noua ediție a Ligii a doua. Echipa argeșeană și-a prezentat deja lotul în fața suporterilor și abordează noua competiție cu un efectiv de 29 de jucători, cu mult mai mulți decât în cazul altor competitoare. Înaintea amicalului cu CSU Craiova 2, câștigat sâmbătă cu 2-0, a fost prezentat și lotul cu care CS Mioveni va aborda turul sezonului 2017-2018 al Ligii a doua. Ciprian Negoiță este ultimul transfer al lui CS Mioveni în această vară. Fundașul s-a reîntors la Mioveni după un periplu pe la SCM Pitești și Pandurii Târgu Jiu în Liga 1, unde a lucrat cu Flaviu Stoican în returul campionatului trecut. Negoiță este al cincilea transfer al Miovenului din această vară după Cristian Andor, George Pirtea, Alexandru Kim și Daniel Ene. În ediția 2016-2017 a Ligii Secunde, CS Mioveni a încheiat competiția pe locul 4 în serie, fiind la un pas de lupta finală pentru accederea în prima ligă, respectiv locul de baraj, al treilea, ocupat până la urmă de UTA Arad. Argeșenii au avut o linie de clasament ce a cuprins 20 de victorii, 6 egaluri și 8 înfrângeri la finalul stagiunii precedente din Liga Secundă.